În ceea ce privește imaginea lui din punctul de vedere al eposului popular, nu cred că există un haiduc care să fi fost mai îndrăgit de către poporul de rând și nu numai, ca și haiducul Pintea. De altfel, și după plecarea lui dintre cei vii, s-a perpetuat vreme îndelungată, chiar și în zilele noastre. Ca definiția haiducului în sine, ce înseamnă asta? Înseamnă omul care ia de la bogați și de la cei săraci. Asta este în concepția populară. E bine, în documentele descoperite până la ora actuală și publicate în mare parte din ele despre Pintea Viteazul, nu sunt pomenite gesturi de genul acesta, cardalar, dar sunt mărturii care au fost colectate, vă spun eu, fiindcă am documentație referitoare la acest lucru prin anii 50, perioada aceea, anii 50-60, când s-au făcut culegeri pe teren de folclor și mărturii ale oamenilor, ale bătrânilor legate de acest, sunt unii dintre ei care spun lucrul acesta, că ar ajuta. În document, apare. În actul de arhivă nu apare, da. Așa, și cel mai important și care este detaliat descris în documente este atacul din 10 iulie 1699 asupra convoiului, fiindcă a fost un convoi, de negustori de la Hordău, lângă Bistrița. Așa, e bine, povestea acestui atac este foarte interesantă în sensul că la un moment dat acești negustori fiind din țara românească fuseseră în Polonia să cumpere mărfuri și se întorceau către casă, deci erau în tranziție. Aveau postavuri, fiindcă documentele dau liste întregi cu mărfurile respective, fiindcă s-a făcut o evaluare a lor. Postavuri, fireturi, suluri de fireturi, pocale de aur și de argint, bani, ceasuri, obiecte de valoare. Așa. Ei bine, zic eu că se complică un pic acest caz, să-i spunem, pentru că domnitorul țării românești, Constantin Brâncovianu, își apără negustorii. Deci există o corespondență între domnul țării românești, autoritățile transilvane. Domnul țării românești cere foarte clar prinderea răufăcătorilor, pedepsirea lor și despăgubirea negustorilor. Mai pot fi amintite și alte, spuneați, de crime și alte atacuri care s-au întâmplat înainte acestuia, de care am pomenit mai înainte. De exemplu, castelul Rona a fost atacat în 1698 și acolo documentele pomenesc de uciderea 250 de oameni și de jefuirea unor de tot felul de mă rog, materiale, obiecte, sărăcia știe ce erau, pentru care a fost nevoie de 150 de caie ca să fie transportate. Astea spun documentele. Dar documentul respectiv nu spune foarte clar că Pintea ar fi autorul acestui În care din atac. Aceste episoade mai sângeroase este atribuit prin documente lui Pintea? Păi ar fi documentul acela din 1695. Unde vorbim de 80.000 de florini, unde, o valoare a bunurilor da, furate. Tot așa, niște negustori prin munții Maramureșului au fost atacați de cetele de haiduci și li s-a luat marfa, care apoi a fost evaluată la 80.000 de florini. Sau în condițiile în care impozitul anual al Transilvaniei era de 112.000 de florini. Adică... Da.
Vorbim de o avere. Deci vorbim de bani foarte mulți, de valori foarte mari. Bine ne-ați găsit, bine ați venit la noi. Domnule Maior, de când Inspectoratul Județean de Jandarmerie poartă numele Pintea Viteazul și de ce? Numele Pintea Viteazul a fost atribuit Inspectoratului de Jandarmerie Județean Maramureș în anul 2010 printr-un ordin al Ministrului Administrației și Internelor. Argumentația la vremea respectivă a fost înaintată de către conducerea din anul 2010 a Inspectoratului de Jandarmerie Județean Maramureș. Ca și punct de plecare pentru atribuirea acestui nume a fost, au fost, să zicem, performanțele lui Pintea Viteazul, care în istorie sunt relevate ca fiind un bun strateg, un bun militar, încercat prin multe, să zicem, lupte cu nobilimea de la vremea respectivă. Prin respectivele fapte, acesta și-a demonstrat calitățile de militar, ager și bun strateg. Dat fiind faptul că Pintea Viteazul a locuit pe aceste meleaguri, s-a considerat la vremea respectivă, în anul 2010, că merită ca unitatea noastră să primească numele Pintea Viteazul. A primit acest nume, anterior fiind Bogdan Vodă. Da. Nu s-a avut în vedere și cealaltă față a lui Pintea Viteazul, de tâlhar, pentru că istoria îi atribuie și acte care sunt tâlhării, crime, chiar sunt atribuite fapte în care au fost omorâți copii, femei. E adevărat că folclorul spune că a luat de la bogați și a dat la săraci, dar niciun document istoric nu atestă acest lucru. Sigur, sunt multe legende și anumite documente istorice nu atribuie astfel de acte sângeroase lui Pintea Viteazul, ci oamenilor săi, dar sunt și documente care îi atribuie. Acest lucru cred că ar denatura oarecum imaginea jandarmeriei. Nu sunt în măsură să judec faptele lui Pintea Viteazul. Din cunoștințele mele despre istorie, știu că aceste legende, cum le-am spus dumneavoastră, sunt atribuite în special de către cei care nu-l iubeau foarte mult pe Pintea Viteazul, care încercau să-i diminueze din faptele pe care le realiza de fapt. Sigur, istoria îl marchează și cu acest termen, tâlhar. Totuși, atribuirea unui tâlhar jandarmeriei române în zilele noastre, pentru că atunci aceste fapte erau unele eroice. Oamenii îl iubeau, luptau alături de el, îl ascundeau, ori jandarmeria n-ar tolera astfel de fapte. Chiar să luăm de la bogați, să dăm la săraci, adică n-am găsit justificare în zilele noastre, niciun atac sângeros n-ar fi justificat. Nu s-ar găsi justificare din partea jandarmeriei, nu mai vorbim de crime, de celelalte lucruri, tocmai făcându-l un personaj controversat, cred că asocierea este una greșită. Cum vă spuneam și anterior, nu sunt eu în măsură să judec faptele reprobabile pe care le-ar fi săvârșit Pintea Viteazul. I s-a atribuit acest nume unității noastre de Pintea Viteazul, luând în considerare faptele lăudabile acestuia. Așa consider că s-a gândit la vremea respectivă. Totuși, România este un stat membru NATO, membru al Uniunii Europene. Noastră a fost și în teatre de război. Ați reprezentat cu cinste și m-am interesat, ați fost lăudat pentru misiunile dumneavoastră. Cum vedeți ca om, în primul rând, și apoi ca și inspector șef al jandarmeriei acest lucru? Dumneavoastră i-ați dat numele Pintea Viteazul jandarmeriei, dacă ar fi să luați această decizie, având în vedere întreg contextul, plin de, cum să zicem, poate de exagerări, plin de legende, dar și de adevăruri. Parcă nu merge. Cândva, poate pe vremea aceea, să ai o ceată de băieți cu care să lupți, aplaudat de popor până la urmă, mergea. Nu știu, cred că în zilele noastre este o greșeală.
E o întrebare destul de dificilă, întrebarea pe care mi-o adresați și mi se pare un pic și tendențioasă. Nu sunt în postura să aleg un nume din Inspectoratul de Jandarmi de Țeamara Mureș acum în anul 2014. Cum vă spuneam la începutul reportajului, acest nume onorific a fost atribuit în anul 2010. Eu am venit aici în anul 2014. Așa este. Sigur, poate vom putea pune la dispoziția telespectatorilor și nota de fundamentare care a ajuns să dea numele Jandarmerie Maramureș ca fiind cea lui Pintea Viteazul. Vă mulțumesc tare mult! Cu deosebit respect!